Da, Doamne, Tu ești atât de sfânt, de mii de ori sfânt. Noi nu Te putem pricepe, Tată, cu mintea omenească, cu firea noastră, decât prin Tine, Duhule Sfânt. Vrem ca în seara aceasta să ne arăți pe Tatăl, să putem pătrunde în Sfânta Sfintelor, în prezența Lui. Vrem cu adevărat să-ți dăruim o închinare plăcută ție în Duh și în adevăr. Vrem cu adevărat să-ți dăruim întreaga noastră viață cu mesul nostru, cu amărăciunile noastre, cu tot ce este rău și vechi în noi, Doamne. Vrem în seara aceasta să ți le dăm ție, că numai Tu poți să aduci curățenie, numai Tu poți să aduci iubire, speranță și viață în orice suflet, în orice inimă, căci îți place să vii cu lumina Ta, cu sfințenia Ta, cu puterea Ta, să faci o diferență, ca numele Tău și numai numele Tău să fie proslăvit și tot să vadă că avem un Dumnezeu care iubește, care iartă, care mai dă încă șanse. Te lăudăm, Tată, și îți mulțumim. Îți mulțumim că ne iubești. Mă rog pentru un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Ta. Să lași peste noi în seara aceasta, să nu gândim și să primim omenește cuvintele Tale. Dăm ungerea Ta specială, ca orice cuvânt să iasă însoțit de ungere pentru fiecare suflet, Doamne, să pătrundă adânc, adânc și să aducă vindecare, să aducă eliberare, să aducă întregire, să aducă echipare, Doamne. Avem nevoie de Tine. Îți mulțumim că și prezența Ta este aici. De aceea, luminează-ne ochii minții. Luminează-ne, Doamne, să pricepem, să înțelegem chemarea noastră pe acest pământ și bogățiile harului Tău, Doamne, că L-ai revărsat din belșug peste noi. Doamne, Te rog să ne unești cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Te rog să lași peste noi unitate sfântă, conștienți sfinți de prezența Ta în locul acesta. Vorbește, Doamne, căci roabele Tale ascultă. Te onorăm, Te preamărim și îți mulțumim, ne predăm Ție, Doamne. Și îți mulțumim, vrem să respirăm aerul Tău. Suntem într-o atmosferă divină. I-am pregătit Domnului o atmosferă în care El să coboare. Lauda schimbă atmosfera. Lauda atrage pe Dumnezeu și pregătește inima ca semințele cuvântului Său să cadă în pământ bun. Tată, îți mulțumim, binecuvintează semințele care vor fi semănate în seara aceasta și îți mulțumim, Tată, că vor aduce rod 100% pentru Tine, pentru slava Ta, ca numele Tău să fie proslăvit. Te iubim, Te adorăm și îți mulțumim pentru că ești vrednic. Amin, aleluia. Puteți să luați locul. Îi mulțumesc Domnului căci prin harul Lui am ajuns din nou în mijlocul dumneavoastră. Aceasta sigur a fost nu numai dorința unor surori, a fost planul și voia Domnului, că nimic nu se întâmplă dacă nu este întâi scris în cer. Și mai multe surori au accesat ce scrie în cer și au chemat să vină pe pământ. Vom vorbi mai mult despre lucrurile, tainele adânce ale rugăciunii mâine seară. Și n-aș vrea să intru mult în acest subiect, ci vreau să vă provoc să veniți mâine seară, că Domnul mi-a descoperit multe taine ale rugăciunii, ca să vedem mult mai mult lucrarea cerului pe pământ și răspunsul la rugăciunii în viața noastră. Așa cum am spus, îi mulțumesc Domnului că am ajuns, mulțumesc tuturor surorilor care v-ați rugat și în vara aceasta. Știu că multe surori de aici m-ați urmărit pe Facebook sau pe internet și Domnul a lucrat o lucrare destul de frumoasă în România. Am plecat în 15 iunie și ne-am întors în 23 august. Deci au fost două luni și o săptămână. Din nou, doar toată gloria 100% vreau să-i dau doar Domnului. În două luni și o săptămână am avut 60 de conferințe. Asta zi de zi, în afară de câteva zile care a trebuit să traversăm oceanul sau să mergem din sudul țării în nordul țării. Din nou, astea sunt planul lui Dumnezeu și rugăciunile surorilor care s-au rugat, slăviți să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. Așa care poate ați fost în România, într-adevăr, eu cel puțin după 10 ani de lucrare am văzut multă roadă.
Am văzut femei însetate, înfometate, foarte multe femei necreștine au venit la fiecare conferință. A fost întotdeauna peste 102 de surori în conferințe prin toată țara. Dumnezeu a deschis mult mai multe uși. Chiar și păstorii, Domnul să-i binecuvinteze, liderii au înțeles că, într-adevăr, noi femeile avem nevoie de multe ori în unitate să ne întâlnim, să ne rugăm, să împărtășim, că înțelegem una de la cealaltă diferit. Ce să zic, îi dau slavă Domnului că Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrotit, am ajuns din nou și uite că suntem aici. Îți mulțumesc, Domnului, și pentru soțul meu care m-a însoțit pretutindeni. Așa, când vin 2-3 zile e mai greu de aici, de aproape, că mai avem familie, copii și așa mai departe, dar este cu noi întotdeauna și el și familia. Din nou îi dăm slavă doar Domnului. Acest subiect pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, în dragoste nu este frică, este foarte amplu, cât voi putea să ating în seara aceasta. Am primit foarte multe mesaje încă de la începutul anului și anul trecut despre frică. Toți avem în noi o frică sau mai multe, nu-i așa? Este cineva care nu are frică? Poate nu ne identificăm, dar dacă intrăm puțin în amănunțime, vedem că fiecare din noi avem o stare de frică care de multe ori ajunge să fie destul de gravă și ne controlează, ne posedează și ajungem la boli psihice, chiar la spitale. Dacă stăm să ne gândim, și m-am gândit așa și când meditam asupra acestui subiect, cred că este arma cea mai puternică a diavolului care vrea să distrugă omenirea astăzi prin acest duc de frică. Sunt mai multe frici care noi le știm, eu doar am să enumăr câteva. În urma aceasta am scris și această carte, În dragoste nu este frică, o avem acolo în spate. Sunt multe lucruri care nu le voi spune seara aceasta, dar vă va ajuta foarte mult cu foarte multe rugăciuni. N-a fost în planul meu să o scriu, dar înainte de a pleca în România, știți, când e să faci o lucrare pentru Domnul, atunci te presnește vrăjmașul. Așa zice el că presnește, că ne atacă, dar de fapt sunt niște mistere acolo. Și am fost gata să renunț. Și zic, nu mai plec nicăieri, nu mai fac nimic, dar Domnul a zis, nu, fiica mea, te-am chemat să te lupți și nu să renunți. Și vreau să vă încurajez cu acest lucru, știu că am mai vorbit și data trecută mult despre calitățile femeii, când am fost la Biserica Maranata, poate cum m-a călăuzit Domnul, să vă încurajez din nou ce valori extraordinare Dumnezeu a pus și în femei și în bărbați. Pentru lucrarea Lui nu să ne mândrim, nu să ieșim în evidență, nu să fim noi cineva, ci ca El să fie cineva și noi să fim efective lucrători împreună cu Dumnezeu. Și atunci Domnul mi-a spus să mă apuc să scriu această carte. A fost în inima Lui, n-a fost în inima mea. Și Dumnezeu m-a ajutat ca să fie totul așa în timp și foarte multe suflete, și acum primesc mesaje în urma cărții, cum au fost vindecați, eliberați, cum o soră a luat, a dat la altceva, nepocăit, și uite așa începe Domnul să lucreze și la pocăiți și nepocăiți. Mi-a spus frica de Dumnezeu, că vorbesc și despre frica de Dumnezeu, frică toți o avem. Și atunci s-a dus și a cumpărat nu știu câte cărți și a început chiar în tren, i-a dat la persoane să citească. În numele Domnului a început să semene. Ai grijă ce semeni, seamănă ceva, un cuvânt, un bănuț, o rugăciune, o carte și te vei întâlni cu răsplata sus în cer, căci Domnul lucrează, cuvintele Lui au putere. Și cum am spus, așa și peste mine a venit un fel de frică. Eu am zis că eu nu am frică. De felul meu am fost curajoasă în viață, luptătoare, dar Domnul mi-a arătat că sunt slabă, fără El sunt nimic. Și oricât de tare simți că ești de multe ori, vine și îngăduie Domnul anumite stări vulnerabile când intri odată. Doamne, ce-i cu asta? Frica! Oh! Și încep să studiez acest subiect și, cum v-am spus, atât de mult m-a luminat pe mine, în primul rând, și pur și simplu mi-a schimbat viața și sunt în schimbare și în transformare. Câteva amănunte și revelații mi-a dat Domnul, hai să vorbim puțin despre frică. Poate vă identificați cu ea, poate știți, dar e bine să punem punctul pe ea și să nu o mai avem. Sau dacă vine, că e obraznică, vorbeam cu o soră, e atât de obraznică frica asta, vine nepoftită. Cât aș vrea să nu fie frică, vine fără să o bag în seamă. Cum am deschis puțin ușa, a și venit și mă pune jos. Este atât de șireată, este un duh. Este atât de puternică, este atât de misterioasă într-un fel. Dar este un secret. Dacă nu o crezi, dacă nu o accepți, n-are nicio putere. Are putere de omoare oamenii și duce la sinucidere. Are putere să distrugă mase întregi de oameni și de țări. Vedeți, teroriștii doar dă un anunț și a băgat frica în toată America, în toată lumea. Deci, diavolul știe cum să folosească acest duc de frică, chiar fără să facă nimic. Doar dă un anunț și gata, intră frica.
Atât de sensibilă, atât de puternică este. Dar din nou, vom vedea cum să putem să ne echipăm ca să nu lăsăm acest duc de frică, că ne oprește binecuvântare, ne oprește pace, ne oprește bucuria. Și atunci, ce am făcut, Doamne? Suntem copii de Dumnezeu. Avem un Tată sus în cer, Creatorul Universului, și noi tremurăm la fiecare știre, la fiecare stare care vine peste noi. Hai să vedem câteva feluri de frici. Mulți dintre noi, și noi ca și femei, avem frica de oameni. Nu-i așa? Foarte mult ne gândim ce zic alții despre noi. Cum arătăm, cum vorbim, de unde venim, din ce biserică venim, cum ne îmbrăcăm, cum arătăm. Tot timpul ne gândim la oameni. Vrei, nu vrei, recunoști sau nu recunoști. Este o frică de oameni care, cuvântul spune, este o cursă. Avem frica de respingere. Eu am explicat lucrurile astea în carte, dar vă spun doar câteva, că vreau să prind mai multe subiecte în seara aceasta. Frica de respingere, nu e așa că ne teamă? Eu spun că am fost acolo. Ți-e frică că ești respinsă când te duci la un interviu. Ți-e frică că ești respinsă într-un grup de rugăciune. Vorbeam cu cineva, păi pe mine nu m-a chemat, probabil că nu le place de mine. Sora mea a spus, no. Pentru că tu nu te-ai dus, dacă nimeni nu te-a invitat, asta nu înseamnă că are ceva de împotriva ta. O neglijență, poate a fost preocupate, dar nu o lua personal, dar ducându-mă pe firul, căci cunoșteam sora respectivă, ea avea acea traumă din copilărie, frica de respingere, că a fost respinsă de copil, a fost respinsă mai târziu și așa mai departe, chiar de soțul ei, chiar de părinții ei, și acum dacă cineva n-o băga în seamă, frica de respingere, care trebuie să o tratăm, că altfel ne chinuie și se rupă atâtea prietenii, se desparte atâtea biserici și familii, chiar și divorț și așa mai departe, din cauza aceasta, frica de respingere, frica de a vorbi în public, e normal, și eu am avut-o, până încep să ai experiență, mulți leșină. Chiar spunea o soră, când m-am uitat în față, și-a pierdut absolut tot. N-a mai gândea, nu mai vorbea, parcă era gata să leșine. E normal, dar și asta o putem depăși. Avem frică de animale, de insecte, numai dacă spui cuvântul spider, deja pe foarte multe femei le-a groază. Chiar îmi spunea cineva, nu mi-a venit să cred, o soră foarte puternică, o soră credincioasă, numai când se gândea la păsări care au aripi. Era frică numai la gândul acesta. Tot felul de minciuni care diavolul a băgat în cap, că te-ai speriat cândva când erai mică. Nu vorbesc de șoareci, de lucruri de nimic, dar noi trebuie să scăpăm de ele. De ce? Ești biruit de lucruri de care... Tu ești sclavul lucrului de care ești biruit. De ce să mă chinuiască pe mine să nu dorm noapte din cauza unui păianjen? Care e acolo, ha, și copiii mei, mami, mami, omoară-l. Mai stai puțin, hai să discutăm. E doar un păianjen, e doar o vietate, că dacă a căzut jos, fac o dată, clac, și a murit. Ce trebuie să-mi facă mie ăla? De ce? Diavolul o lucrează, vom vorbi despre, prin gânduri negative și imaginații. Dacă ai văzut un film sau ai citit într-o carte sau ți-a spus cineva că spiderii sunt urâți, profetic vorbește despre vrăjitorie sau au puterea de omoară, sunt undeva prin Africa, automat acel spirit, acel gând, îți activează imaginația, imaginația deja te duce și intri în emoții. Și odată ce simți ceea ce ai gândit, începi să acționezi și deja te blochezi. Înțelegeți cum lucrează gândirea, imaginația și apoi emoțiile? Tu chiar simți acea durere, acea panică, nu mai pot, ce mă fac? Înțelegeți, deci trebuie să biruim toate aceste emoții. Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Asta înseamnă că noi e putere, e autoritate, este înțelepciune, e puterea de a ne stăpâni aceste emoții care își bat joc de noi. Pur și simplu sunt doar imaginații. Hai să intrăm mai în adâncime, frica doar de anumite vești, că am auzit că e o boală, dar dacă mă îmbolnăvesc, nu mă ating și nu mă duc acolo, că dacă mă îmbolnăvesc. Și nu poți să dormi și sunt surori care au anumite probleme, care se spală și de 50 de ori pe zi, pe mâini, de frica bolilor. Deja a intrat într-o boală, deja este un atac demonic aici. Deci oricum, cum atinge ceva, trebuie să te speli. Și cunosc cazuri care pur și simplu nici măcar pe soț nu-l primea în casă. Trebuia să stea nu știu cât afară să dezbrace de tot, că vine cu microbi. Sau copiii, spăla copiii cu un litru de șampon în fiecare zi. Deja intrase în altă lume. Vedeți frica cât de mult distruge.
E doar pe o bază de minciună. Sunt și adevărul, e adevărat. Că ai auzit că a fost o bombă, ai auzit că a fost nu știu ce. E adevărat că ne aduce o spaimă. Dar noi ne echipăm, ne pregătim. Dacă ar fi să mor, slavă Domnul meu la Domnul, dar să fiu gata. Dacă nu, Doamne, Tu protejează-mă, să ocolesc. Îmi spunea o prietenă, uite cum a lucrat Dumnezeu când a fost o bombă, nu știu când, în Germania. Exact după ce am plecat noi, a fost bomba. Cum Dumnezeu ne-a ferit. Cum Dumnezeu, nu știu cum a făcut, dar s-a dus pe altă rută. Deci vreau să zic, sunt situații și situații, dar cele mai mult frica lucrează prin minciuni și imaginații total negative, care doar să ne țină bondage, ne ține legați. Avem frica de moarte. Câți dintre noi nu avem frica de moarte? Îi mulțumesc Domnului, nu m-ai izbăvit, totdeauna mi-am dorit să mor, că mă duc la tata sus în cer. Dacă ți-e frică de moarte, de ce ți-e frică? Sunt câteva puncte. Una, poate nu ești pocăit, încă nu te-ai întors la Domnul, încă n-ai o relație cu Domnul și nu știi ce ți-aduce viitorul. Al doilea, poate trăiești în păcat cu voia sau fără voia și fără ca tu să-ți dai seama, conștiința ta te mustră și știi că ești în regulă și nu ai cum să ajungi în cer. Sau lumea, păcatul, bogățiile, atât de mult te atrage, pe cum să mor, să-mi las, eu am muncit toată viața și uite ce palate am și acum să le las, nu merge și nu doresc să mori. Înțelegeți, sunt multe motive, indiferent că avem, că nu avem. Indiferent cum este statutul nostru pe acest pământ, trebuie să avem așa o relație cu Domnul, că îi spui, Doamne, la orice oră, la orice clipă, din zi sau din noapte, eu vreau să fiu gata și știu că voi merge la Tine. Pentru că și frica de moarte te paralizează oricând stai cu frica aceea. Dacă mor, dacă mi se întâmplă, Doamne, fi lăudat, dar Domnul, dacă vine astăzi, ce fac? Fii gata în orice moment. Frica de accidente. Un alt lucru trebuie să înțelegem, și inclusiv și accidentele. Când ți-e frică de ceea ce ți-e frică, tu nu scapi. Atragem la ceea ce noi ne gândim. În lumea aceasta și oamenii creștini și oamenii de știință au studiat foarte mult aceste forțe care noi le atragem prin ce gândim și ce vorbim. De ce ți-e frică? Nu scapi, nu și eu. De ce ne-a fost frică? Aia i s-a întâmplat. Deci trebuie să avem mare, mare grijă ce gândim, ce vorbim și să nu ne fie teamă decât Doamne păzește-ne, Doamne ocrutește-ne, Doamne Tu fii în controlul instinctelor mele când merg cu mașina, Doamne, în orice circunstanță, Doamne Tu și atunci ai un scop dacă se întâmplă ceva. Una altă frică este frica de a fi criticat. Nu-i așa că ne frică să nu fim criticați dacă facem ceva nou, ceva schimbat, dacă ies puțin din rutina bisericii, dacă ești puțin din rândul celorlalți și eu vreau mai mult să cânt, vreau mai mult să postez, vreau mai mult să stau la rugăciune, vreau ceva mai mult. De multe ori vrei, dar ți-e frică că vei fi criticat și neînțeles de alții. Nu, în momentul când tu știi 100% că aceasta este voia Domnului care o faci, că Domnul ți-a spus, că Domnul ți-a dat confirmare biblică și inclusiv inima ta, Duhul din tine este un martor la ceea ce tu trăiești. Fă ceea ce spune Domnul. Că până când o să trăim doar ce zice lumea și să mergem cu așa în pomenii noi. Dar dacă eu am simțit mai mult și eu vreau cu să-ți dau 3 ore numai în rugăciune, de ce să mă critici tu că eu sunt mai diferită? Dacă sunt pentru Domnul. Nu te mai gândi că vreau frica că vei fi criticat. Mai este câteva frici, frica de întuneric. La mulți dintre noi, și mai ales copiii, le frică de întuneric, e normal. La fiecare când e mic, visează, vede demon, vede monștri sau mai știu ce. Dar adu-ți aminte, la fiecare frică, caută un verset din Biblie și vină imediat cu opusul. Hristos e lumina lumii, eu sunt lumina lumii. Doamne, luminează întunericul din mine. Dacă mie mi-e frică de întuneric, nu cumva am vreo pată neagră în mine? Nu cumva am o stare negativă în mine care atrage întunericul, cu toate că întunericul n-a birui lumina. Lumina biruiește întunericul, oriunde ai fi. Așa că nu mi-e teamă, Doamne. Deschidem ochii și merg înainte. De ce să fie teamă? Deci o teamă copilărească, cum am spus, este normal, dar pentru mulți este teama aceasta de înălțime, de locuri închise, este teama de a merge prin tunel, teama de a merge în avion. Ce mă făceam eu dacă aveam teama asta, care călătoresc atât de mult cu avionul, am întâlnit atâția cunoștințe și creștini, nu se urcă în avion și avea o invidie sfântă, că zice, atâta călătoresc de mult, mă duc peste tot, zice, atât aș vrea, are bani, are de toate. Nu are curaj să se urce în avion. Zic, tu ai o problemă. Întâi la pocăință, întâi hai să vedem ce e în inima ta, care este relația ta cu Domnul. Nu trebuie. De ce ți-e frică? Nu mă gândesc că mor, dar numai că mă văd acolo, fac panică. Și s-a dus cu niște prieteni ai noștri undeva în Germania și a trebuit să treacă pentru tunel. A făcut
aproape să facă heart attack. A trebuit să roage pentru el, a oprit mașina și a revenit. Dar slavă Domnului că a început să-și revină acum și cel puțin s-a dus din Europa până în Spania cu avionul, a început să depășească, slavă Domnului. Dar este o luptă continuă. Dar nu trebuie nimic să pună stăpânire pe noi. Eu vă spun doar câteva și fiecare să ne identificăm aceste frici. Frica de Satan, de blesteme, de vrăji. Ne frică de Satan, fiecare spune că da. Ne frică de demoni, ne frică de blesteme, de vrăji, pentru că fac parte din împărăția întunericului. Dar în momentul când eu știu cine e tatăl meu, eu știu ce putere în numele Domnului și sângele Domnului, eu știu că sunt copilul celui preanalt și tata are grijă de mine și mai știu un lucru, eu nu deschid ușa acestor stări, nu mă duc la vrăjitori, nu mă duc și nu cochetez cu păcatul ca să aibă puterea asupra mea blestemele. Sau vrășmașul să aibă puterea asupra mea. Vrășmașul într-adevăr e puternic, dar nu uita că e un înger creat. Nu-l comparăm cu Dumnezeu. În momentul când eu am o relație cu Dumnezeu, deci diavolul este sub picioarele noastre, dar ai grijă, pentru că noi deschidem ușa și atunci vine vrășmașul. Dar un alt lucru mai frumos este, vrășmașul este stăpânitorul lumii acestea, pe toți vrea să ne atace, pe toți vrea să ne lovească. El fură, omoară, prăpădește, asta este chemarea lui. Dar știți ceva? Că Dumnezeu îl folosește pe diavolul pentru împlinirea scopului lui în viața noastră. O încercare când vine de multe ori, Dumnezeu a îngăduit că prin acea încercare Dumnezeu mă luminează, Dumnezeu mă apropie de El. Vom vorbi mai mult de mâine seară despre acest subiect, să vezi frumusețea lui Dumnezeu în toate amănuntele vieții noastre. Deci nu trebuie să avem nicio frică de vrășmaș, pentru că din nou tu îi deschizi ușa și va avea acces în viața ta tot timpul să te țină frică. Haulu, de diavolul, până când să-i onorez pe diavol, până când să-i fac reclamă diavolului. Nu, eu îi fac lui Dumnezeu. Nu, v-am spus, nu deschid ușa. Știu că orice cale de-abia așteaptă să ne facă rău, dar eu totdeauna am ochii ațintiți la tatăl meu, la Domnul meu. Totdeauna sunt în lumină, în adevăr, cât pot cu ajutorul Domnului să pot să-L proslăvesc pe tatăl meu și să nu-mi fie teamă de cel rău. Sau de vrăji, că mulți mi-au spus, se poate atinge de noi vrăjile. Eu asta cred, numai dacă avem ușa deschisă. Ușa deschisă înseamnă am păcat, trăiesc în păcat, am... Și păcatul, noi la ce ne gândim? Ne gândim la curvie sau la minciună? Nu. O simplă neiertare, o simplă invidie, o simplă vorbire de rău. Deschidem ușa și atunci anumite stări poate să vină peste noi. Dar și atunci v-am spus, în momentul când începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu așa frumos întoarce toate, o prelucrare care Dumnezeu ne face și va scoate o binecuvântare în ciuda vrășmașului care a vrut cu orice preț să ne facă rău. Dar copiii Domnului așa știu că sunt protejați de sângele Domnului. Dacă noi ne rugăm, ne apropiem de Domnul mai mult, acum fiecare mai greșim, dar asta nu înseamnă că îi dă drept legal vrășmașului ca să lase blesteme peste noi. Mai este frică de eșec, de faliment, nu, care aveți business sau care aveți anumite situații. Ți-e frică să începi ceva, ți-e frică să te duci undeva, dacă am să pierd. Dacă, spunea o soră, roagă deci pentru mine, pentru că mă duc la examen, dar mi-e frică că am să cad. Tu deja zic, ai lăsat frica. Frica că va cădea la examen. Nu încerc niciun business, nu fac nimic, de frică că nu o să meargă. Frica de eșec. Când, din nou, când noi avem o relație cu Dumnezeu, când noi venim atât de aproape de Dumnezeu și știm planul Lui și voia Lui, El ne dă siguranță, El ne spune du-te sau El ne spune oprește-te și atunci nu trăiești în acea frică că oricum, dacă deja din start ți-e frică, sigur vei cădea, sigur vei avea eșec. Așa se întâmplă. Ne frică de asumarea unor responsabilități sau de a lua decizii. De multe ori nu ne asumăm responsabilitate în urma ceea ce am făcut. În familie, când ne certăm cu soțul, cu copiii, de multe ori, la noi este problema, dar ne teamă să ne spunem păcatul, ne teamă să ne asumăm responsabilitatea, ce trebuie făcut sau ce nu trebuie făcut. Asta e valabil și pentru bărbați, e valabil și pentru noi. Ne teamă de a lua decizii. Ok, de azi înainte, vreau să încep o viață disciplinată. Mi-e frică că nu o să mă țin. Mi-e frică că n-am să pot să vin la mine. Mi-e frică că n-am să pot să postez atâta. Mi-e frică că n-am să pot să dau atâția bani cât i-am promis Domnului. Mi-e frică, deci, frica de a fi responsabil. Din nou, repet, o să vorbim. Când ai o relație cu Dumnezeu, când rămâi în dragostea Lui și ajungem să înțelegem, să trăim în plinătatea dragostei Lui, a relației cu Dumnezeu, nu mai este teamă de nimic. În El, cu El, prin El putem toate lucrurile și vom vedea frumusețea Lui Dumnezeu în viața noastră. Am spus puțin înainte, frica de boli, frica de cancer. Vedeți bine că aceasta iară o mare, mare frică care a cuprins întreaga omenire, mai ales femeile, care majoritatea au cancer la piept. Am înțeles că una din 10 femei deja s-a făcut așa o statistică, deja au cancer la piept.
Și nemăritate și măritate. Eu am o prietenă nemăritată și are cancer la piept. Deci sunt situații și situații care automat bagă o frică noi. Ce ne facem? Soră, roagă-te, am fost la doctor, gata, mi-a găsit cancer. Ce e de făcut? Frică. Deja aveți moartea, deja aveți sicriu, deja aveți copiii fără mamă, nu-i așa? Frica ne paralizează. Nu trebuie să acceptăm lucrul acesta. Cât ne stă în putere, postim, ne rugăm, ne încredem în Domnul, El ne poate vindeca, dacă vrea să ne ducă acasă, ne duce, dar eu cred că este și o vreme de prelucrare din care cauză Dumnezeu îngăduie. Multe s-au constatat și mulți oameni de știință au studiat multe din bolile noastre, am mai spus eu lucrul acesta și mai ales cancerul, multe, deci nu 100%, este din cauza supărării, a amărăciunii, a stresului, a problemelor care le ții în sufletul tău, nemărturisite, nespuse la nimeni. O durere acumulată de ani de zile, problema ta cu copilul, problema ta cu soțul, problema ta cu biserica, problema ta la servici. Sunt probleme, acestea sunt, corpul emană toxine și se acumulează unde suntem mai sensibile și de obicei femeile sunt sensibile la aceste părți. Da? De aceea trebuie întâi verificarea spirituală, sufletească, ca să nu avem parte de aceste boli și să nu ne domine frica. Un alt lucru la care vreau să accentuez este mulți le frică că își pierd mântuirea. Am ascultat multe predici eu și m-am interesat că mulți zic se poate pierde mântuirea, unii da, unii nu și așa mai departe. Ce pot să spun eu? Dacă crezi că ți-ai pierdut mântuirea, înseamnă că n-ai fost niciodată mântuit. În momentul când tu te-ai întors la Dumnezeu, m-am întors la Dumnezeu și viața mea nu e radical schimbată, că este imposibil dintr-o dată să fii un sfânt, să fii perfect. Suntem în proces de prelucrare. Sunt 100% că sângele lui Iisus Hristos m-a mântuit și sunt mântuită. Dacă spune cineva, păi am căzut în păcat, ce am să mă fac? Mi-am pierdut mântuirea? Nu. No. Că timp în tine mai există părere de rău, că timp în tine mai există jale și tânjeală după Dumnezeu, pocăință radicală, Domnul te ridică înapoi, plătești consecințe adevărat, nu te juca cu păcatul, am spus întotdeauna, nu încurajez, dar nu-ți fie teamă că-ți pierzi mântuirea. Cei care sunt pierduți înseamnă că niciodată n-au fost mântuiți. A fost doar o ușoară ridicare de mână, mă pocăiesc sau un botez doar așa de ochii lumii, dar n-a avut întoarcerea din nou. Nu a fost o naștere din nou, o noire a minții, a gândirii, a relației cu Domnul. Din nou, repet, nu perfecțiune, că nimeni nu e perfect, dar cel puțin vezi dorința, cel puțin vezi pocăința, cel puțin dorești să mergi la un alt nivel cu Dumnezeu. Un alt lucru care mulți au spus frica de a nu păcătui împotriva Duhului Sfânt. Eu toate aceste lucruri vă spun pentru că am primit foarte multe mesaje referitor la aceste subiecte și cât de cât vreau să ating puțin din toate. Hura împotriva Duhului Sfânt este de asemenea un subiect care mulți teologi o spun, este greu de exprimat. Ceea ce spun și ceea ce cred este, dacă eu spun că nu cred în lucrarea Duhului Sfânt, nu cred în vorbirea în limbi sau în prorocie, asta nu înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt. Așa am crescut. Baptiști, creștini pe Evanghelie, nu li s-a spus niciodată și nu cred. Până vine Domnul să-l atingă sau să o atingă. Și atunci cu adevărat să vezi atunci plinitatea, așa a fost și în viața mea. Eu n-am crezut că nu mi-a spus nimeni, n-am știut, n-am auzit. Și când am auzit prima dată, normal că am zis nu e adevărat. Asta nu înseamnă că e blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Când Domnul m-a luminat, m-a cercetat, m-am pocăit, atunci El m-a umplut și atunci am văzut adevărul. Eu cred că acest păcat este la persoanele care continuă să nu creadă, să vorbească de rău, să fie total atei, total împotriva lui Dumnezeu, total împotriva lucrării, total împotriva darului Duhului Sfânt. Sunt total radical și continuă, perseverează în această răutate, în această mânie, în această stare atât de gravă care îl denigrează pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Deci asta mă gândesc că sunt puține persoane, dar oricum să ne ferească Domnul să ajungem acolo. Un alt lucru este frica de a nu fi iertați. Am spus mai devreme, foarte mulți mai mă iartă Dumnezeu. Am amintit puțin mai devreme. Oare mai mă iartă Dumnezeu dacă am păcătuit? Am zis, da, câtă vreme mai există în tine părere de rău, încă mai este iertare, indiferent ce păcat ai făcut. E adevărat că noi clasificăm păcatele. Considerăm că hoția e mai puternică decât o bârfă sau o judecată sau o critică sau neiertare. Înaintea lui Dumnezeu tot păcate sunt. E adevărat că unele sunt mai, cu consecințe mai grave, dar înaintea Sfinției lui Dumnezeu tot păcate sunt. Deci cât timp, zice, mucul acela mai fumecă, el nu-l stinge. Nici măcar trestia frântă, el nu-l rupe, cât timp mai este în mine și mai este în tine. Ai milă de mine, păcătoasă.
Am cunoscut pe cineva care a fost în lume, în păcat, în sfârșit Dumnezeu i-a transformat viața, a venit la noi acasă, ne-am ocupat mult de el, un tânăr, și într-adevăr s-a pocăit. Dar știți, vedeți, pocăința și dorința după Dumnezeu, rugăciunea, totul s-a schimbat, a fost așa o radical și destul de repede o transformare care am fi dorit să o vedem la fiecare creștin. Acum parcă era ca un demon și în câteva zile strălucea ca un înger și gândirea și vorbirea și rugăciunea, absolut tot, era total diferit. Dar a venit testul și după două săptămâni a căzut din nou în păcat cu fata cu care umbla. Eu m-am rugat toată noaptea cu soțul pentru el, stătea la noi o perioadă și a venit plângând, pe la 4 dimineața eu încă mă rugam și la 4 dimineața, zice, dintr-o dată o putere m-a trezit și mi-a arătat doi din mine, cel nou și cel vechi. Și când l-am văzut pe cel vechi din mine, care a fost, atât de mult l-am urât și am zis, no, acest om vechi încearcă din nou să mă tragă. Și a zis, nu, pentru prima dată în viața mea pot să spun, am păcătuit. Cât a fost în lume, el l-a considerat ca păcătuit, că era de-al lumii. Acum când s-a pocăit și a început viața, că de-abia era un bebelaș care de-abia mergea, dar cu dorință, l-a tras din nou ispita în păcat și acum venea, dar Duhul Sfânt i-a dat acest verset, care nu știu de unde l-a știut Duhul Sfânt, dar dacă copilașilor, deci nu uitați copilașilor, n-a spus oameni maturi, dar dacă cumva ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dar vedeam cum îl chinuie și îl mustră conștiința pentru că a păcătuit. Pentru prima dată, zice, realizez ce înseamnă păcatul și grozăvia păcatului după ce am fost spălat. Și zic, ai grijă că Domnul Iisus spune așa, du-te să nu mai păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai rău. Nu te juca cu aceasta, Dumnezeu încă are har, ești doar un bebelaș, dar consecințele noastre vor fi mult mai grave. Și de multe ori ce ai căzut, greu mai ești de acolo, de aceea să ne rugăm să ne păzească Domnul. Pe noi, copiii noștri, soții noștri, frați, surori, prieteni, să nu cădem în păcat. Dar Dumnezeu are milă și îndurare. Mai sunt frici în urma viselor. Foarte mulți visează urât sau visează tot felul de vise, care unii zic că sunt de la Domnul, alții zic că nu sunt de la Domnul, dar trăiesc într-o frică continuă. Am avut vis că vine cutremur, am avut vis că vine necazul cel mare, am avut vis că vine nu știu ce, și deja trăiește într-o frică continuă și inspiră mai departe frică. Ceea ce nu este de la Domnul. Visele vin și de la Domnul și de la cel rău și din mulțimea gândurilor. Vine din subconștientul nostru, la ce ne-am gândit, la ce am meditat în această zi sau în ultimul an. Și de multe ori avem astfel de vise. Nu pun bază atât de mult pe vise, pun bază pe cuvântul Domnului, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu mă controlează pe mine visele, dar vedeți, de multe ori sunt atât de reale. Ok, dacă Domnul zice că vine necazul cel mare, de ce să stau cu frica? Mă pregătesc, mă pocăiesc, mă încarc cu puterea luminii, a cuvântului, a tăriei, a energiei, că atunci când va veni necazul cel mare, să pot să rezist, să pot să fiu gata. Vrea Domnul să fie martir, este o onoare, Doamne, pregătește-mă ca să pot, într-adevăr, dacă Domnul vrea să fiu martir. Mi-a scris o soră, mie mi-a spus Domnul de câțiva ani de zile că Domnul, eu sunt înaintea Lui să fiu o martiră. Deja mă pregătesc pentru aceasta, nu mi-e teamă, este o onoare pentru mine. Mi-a plăcut atitudinea ei, pentru că era o femeie credincioasă care a înțeles aceste lucruri. Nu este de speriat din cauza viselor și tot felul de stări. Frica de iad, de veșnicie. Din nou, mi-a spus de curând o soră, nu mai pot. Mi-e frică de iad și de veșnicie. Numai când aud cuvântul veșnicie, deja mă ia groaza. Și știu că și-am avut când eram mai mică. Când părinții mei spunea că vine răpirea și va fi pentru totdeauna, pentru totdeauna, repetând cuvântul totdeauna, m-a luat groaza. Nu puteam să-mi imaginez continuu, fără sfârșit, continuu, deja mă speriam, dar eram doar un copil, nu aveam o relație cu Domnul ca să mă bucur și zic, tu trebuie să-ți verifici viața. Gândindu-te acum la vârsta care ești, să zicem că ai o situație financiară bună, ai o familie bună, arăți bine, ești sănătoasă, ți-ar place să fii forever așa? Da. Dar gândește-te că totuși suntem pe pământ, în care suntem influențați de puterile întunericului și când vine lipsa, vine boala, vine atacul, dar în veșnicie nu o să mai fie deloc durere, lacrimi, suferință, nimic rău. O să fie o splendoare continuă, o altă lume, o altă lucrare, nu știm ce va fi. Dar nu mai e diavolul, nu mai e boala, nu mai e frica, nu mai sunt lacrimi. Este de dorit lucrul acesta când auzi cuvântul veșnicie. Când au cuvântul ea, de asemenea, ne înspăimântă. De ce? Nu avem o relație cu Domnul. Mulți nu cred în rai și în iad. Și știți că mulți au spus lucrul acesta. Crezi, nu crezi. Ăsta este adevărul. E treaba ta dacă nu crezi. Dar nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Nu trebuie să mă înfricoșeze pe mine cuvântul veșnicie. Ci din contră, de-abia aștept. Vei fi tânăr
pentru totdeauna tânără, să n-ai nicio problemă, să n-ai nicio boală, să n-ai nicio greutate, nu-ți mai plânge copiii, nu te mai cerci cu soțul, nu mai ai trebuie de la shopping. Gândiți-vă, hai să ne imaginăm puțin ce frumos va fi în cer, în splendoarea cerului, a frumuseții lui Dumnezeu, pe străzi de aur, un aur care nu e pe pământ, aur străveziu. Imaginați-vă ce frumusețe va fi acolo cu toți îngerii, cu Domnul Iisus. Nu știu, va începe o nouă lume, nu-i doar cântăm acolo, nu ne mai rugăm. Deci, Doamne, dă-ne acea bucurie a veșniciei și să o dorim cât mai repede să fim acolo cu Domnul. Cum am spus la început, frica de terorism, frica de vremele de pe urmă, dezastre, cu tremuri, într-adevăr, vor veni vremuri grele. De aceea eu cred, și m-am întrebat și anul trecut, pentru că în schedule-ul meu eu mi-am pus și cât o zi liberă să ne mai odinim și noi, că traversez din stânga, în dreapta, din nord, din sud, și sorul îmi spunea, soră, am văzut că ai o zi liberă, vino și la noi. Zic, Doamne, să mă duc, să nu mă duc. Domnul zice, eu voi fi cu tine, mergi. Și era vreo 200 de femei. Este o vreme de urgență, este o vreme de accelerare, este o vreme în care Domnul ne pregătește cu urmează și lucruri foarte grave, dar lucruri și foarte frumoase. Depinde la tine la care te concentrezi și pe care le aștepți. Eu mă aștept la lucrurile frumoase, extraordinare, care Dumnezeu le va face prin biserica Lui, prin mine și prin tine, prin cei care Îl iubesc, Îl ascultă, prin cei care Dumnezeu are în plan să ne folosească pentru salvarea altora, mântuirea altora, vindecarea altora. Va fi o lucrare extraordinară a Domnului, cu toate că în același timp diavolul va distruge. Cum spune acolo? Dacă se poate și pe cei aleși. Și vedem cu părere de rău că începe o cernere în biserici. Vedem cu părere de rău că și cumva Biblia spune dragostea cel mai mult se va răci. Vedem cu părere de rău dezbinări și certuri. Noi femeile avem o mare responsabilitate să fim fiice ale păcii, fiice ale dragostei, fiice ale unității, în care nu-i vorba de mine și de tine, biserica ta, biserica mea. Depinde fiecare cu părerile lor. Nu, e vorba de Hristos, e vorba de unitate, e vorba de dragoste, e vorba ca cu toții să reprezentăm pe Dumnezeu cerului și al pământului, care a dat, care ne-a iubit și noi la rândul nostru colaborator cu ei, partener cu El. Înțelegeți, e așa mare nevoie de o echipare a noastră, femeilor, pe acest pământ, numai pentru noi și casele noastre și biserica noastră și societatea în care suntem. Avem mare nevoie, de ce sunt potențiale foarte mari noi, să știți lucrul acesta, dar trebuie activate. În același timp, trebuie să nu uităm despre această frică. Domnul mi-a dat versetul care... Am început cu această frică, două versete care Domnul mi-a dat și la care vom insista puțin, este 1 Ioan capitolul 4, versetul de la 16 la 18, pentru care este în dragoste nu este frică, frica are cu ea pedeapsa. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Dumnezeu ne-a iubit, nu noi L-am iubit întâi, ci El ne-a iubit. Este așa o mare contradicție, impresia, când vorbește despre două lucruri total opuse, dragoste și frică. În dragoste nu este frică. Mergem la al doilea verset, 2 Timotei 1 cu 7. Domnul nu ne-a dat un duh demon de frică, ci ce ne-a dat? Putere. Din nou, dragoste și chibzuință, adică înțelepciune. Vedem ce face această frică și care este cheia de a ieși biruitor din ea. Știu că este și credința, dar bazat pe aceste două versete care mi-a dat Domnul multe revelații, este dragostea. Dar hai să mai spun ceva despre frica aceasta. Frica, dacă stăm să ne gândim până la urmă, este o emoție cu care am fost creați de Dumnezeu. Pentru că când apare un pericol, tu imediat te poziționezi să te lupți sau să fugi. Te-ai speriat de ceva. E normal, este noi, așa suntem creați de Dumnezeu. Ca să iei atunci o atitudine, ce să faci în momentul acela? Este foarte grav când noi deja lăsăm ușa deschisă și începem să medităm la acea stare, la acea minciună, la acea imaginație și ne-a prins duhul de frică. Duhul de frică ce vrea să facă? Să omoare, să distrugă, să prăpădească viața noastră, sănătatea noastră, relațiile care le avem cu Domnul, cu oamenii, oprește binecuvântarea în viața noastră. Această frică, frică, ce se va întâmpla cu mine, ce se va întâmpla cu soțul meu, ce se va întâmpla cu copiii mei, ce se va întâmpla cu căsnicia mea, cu banii mei, cu casa mea, o frică continuă. Frica reprezintă credința în minciunile vrășmașului. Dacă stăm să ne gândim, ne gândim mai mult și e mai ușor să credem minciuna diavolului sau ceea ce vedem decât să credem ceea ce spune Dumnezeu, nu-i așa? Pentru că suntem oameni
care avem trup, suflet și duh, și firea noastră, trupul acesta, trăiește mult prin simțuri. Mereu am spus lucrul acesta și vreau să-l repet până ne se face așa o mai mare lumină și claritate. Trăirea prin simțuri este opusul credinței. Trăirea prin vedere este opusul credinței. Trăind prin vedere și prin simțuri, nu putem să-L percepem pe Dumnezeu și nici să avem o relație cu Dumnezeu, nici să fim biruitori. Doar mergerea prin credință, dacă să avem credință, trebuie să studiem zi și noapte asupra cuvântului. Dacă nu avem cuvântul revelat, vom cădea foarte repede când a venit ispita, atacul, necazul, frica de orice fel. Frica ne scoate de pe terenul credinței. Frica blochează credința și face rugăciune fără efect. Ne oprim puțin aici. De câte ori, și să fim sinceri, cred că 99,9% ne-am rugat de pe terenul fricii și nu de pe terenul credinței. Nu-i așa? Ce înseamnă? Am o cauză, am o situație cu banii, cu boala, cu soțul sau copiii, fiecare le știe, da? În momentul acela mergem și începem să plângem. Doamne, Doamne, da, fă ceva, Doamne, ajută-mă, Doamne. Dar dacă stăm în adâncime să despicăm firul în parte, eu sunt pentru teren al fricii. Mă rog că mi-e frică că să nu se întâmple rău. Mă rog pentru că mi-e frică ca soțul sau copilul să nu facă mai rău. Mi-e frică de boală, de aceea plâng, Doamne, vindecă-mă, Doamne, salvează-mă, Doamne, ajută-mă. Sunt pe terenul fricii, de aceea blochează credința și rugăciunea rămâne fără răspuns. Cu adevărat, dacă vrem să vedem aceasta, trebuie să venim pe terenul credinței. Da, Doamne, e boală, da, Doamne, e lipsă, da, Doamne, e probleme cu familia, cu soțul, cu copiii. Dar ce spune cuvântul Tău? Imediat mă poziționez. Mi-e greu să ies din fire, mi-e greu să ies din emoțiile pe care m-au rănit până acum și m-au înfricoșat, dar fac o sforțare că știu, știu, știu 100% aici este cheia, aici este răspunsul, în promisiunea lui Dumnezeu. Și eu vin la cuvânt și încep să mă rog de pe terenul credinței și vin și pun cauza înaintea lui Dumnezeu, bazat pe cuvântul Său și eu îi spun ce spune Dumnezeu. Chiar dacă nu văd nimic, chiar dacă nu simt nimic, teoretic e ușor, dar vreau să spargem teoria. Nu mai vrem ca și creștini să trăim cu teorie. Suntem creștini de ani de zile, venim la biserică de ani de zile și hai să fim sinceri împreună cu mine, că știm teorie full, dar adevăr și realitate prea puțin ce o experimentăm. De aceea avem nevoie de o luptă cu firea, cu gândirea, cu simțurile noastre și să venim în cuvânt, să găsim comoara, să găsim răspunsul, să găsim focul care e în cuvântul Domnului, care nu minte, care este adevăr. Și atunci, cu adevărat, viața mea se schimbă, rugăciunea mea se schimbă. Doamne, cuvântul Tău spune și chiar dacă nu primesc imediat, eu continuu să mă încred în Tine. Ai să vezi atunci că nu vei mai fi controlat de emoții și gânduri. Cum am spus, gândul acela că am să pierd business-ul, gândul că soțul mă înșeală, gândul că și copilul s-a dus nu știu unde, gândul că am cancer, automat îmi transmite niște emoții care mă paralizează și, cum am spus, doctorii au studiat, creierul emană toxine. Și nu ți s-a întâmplat că în momentul acela sau în ziua aceea parcă n-ai nicio energie, parcă tot corpul ți este moale, n-ai niciun chef de nimic, nu mai vrei să faci nimic, nu-ți mai place nimic, ești gata să renunți la tot. De ce? Pentru că inclusiv chimicale și toxinele care sunt emanate de creier a afectat, a otrăvit tot trupul tău și nu mai ai putere, ți-a legat voința să te lupți. Nu mai ai putere să speri. Speranța, vrășmașul ți-a furat-o, voința să te lupți ți-a furat-o, viziunea lui Dumnezeu ți-a furat-o și suntem și ne întâlnim pe cale și de-abia, datorită harului nemărginit al Domnului, ne revenim parcă și începem din nou lupta și începem să ne revenim cu puțină speranță. Dar de ce să trebuiască să treacă o oră, sau o zi, sau o săptămână, sau o lună? Am fost acolo și o lună în otravă. De amărăciune și de nemulțumire și de frică și de toate. De ce să stau și să-i dau prilej diavolului atât de mult să fure binecuvântare, să-mi fure pacea, să-mi fure bucuria, să-mi fure speranța și mai ales ce Domnul are în plan, din start, din toată scuturile? No! Nu mai primesc aceasta. Aleg să mă încred în Dumnezeu. Aleg să mă bazez pe El. Aleg, chiar dacă nu simt și nu văd, aici adevărul. De ce zice Domnul Iisus și mereu mi-aduce Domnul aminte de la
Luca 18, ultimul verset în care vorbește despre femeia care tot a insistat și până la urmă împăratul acela nedrept îi face dreptate. Și ultimul verset spune, când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi el oare credință pe pământ? Credința ce înseamnă vine în urma auzirii cuvântului. Aceasta rămâne noi. Trebuie să studiem, surorile scumpe, zi și noapte să medităm asupra cuvântului. Nu spun ca o condamnare sau ca o critică, e o întrebare cu durere. Cât de mult citești și meditezi asupra cuvântului Domnului? Cât de mult îți faci timp să petreci cu Domnul, căci cuvântul este însuși Hristos, să-ți vorbească personal? Cât de mult studiezi și te duci la Apocalipsa, te duci la Ieremia? Iau concordanță, mai iau carte ajutătoare, dacă ai auzit că acea explicație ai citit-o într-o carte. Du-te pe Google, du-te pe YouTube și dintr-o dată ți se face, oh, Doamne! Am scris pe Facebook zilele acestea, numai că deschideam Biblia, parcă fiecare cuvânt îmi vorbea. Pentru care unul dintre lucruri care mi-a vorbit Domnul a fost, cereți, mi-a zis Domnul, un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea mea. Efeseni 1:17. Mi-a spus de multe ori Domnul lucrul acesta, dar din nou a insistat să-l spun public și la noi la biserică și oriunde am fost și l-am scris și pe Facebook. Și acum așteaptă-te la revelații, dar trebuie să ceri revelații în ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Cum am spus, avem prea multă teorie și cuvântul pare închis, nu vorbește deloc și eu tot cu problema mea sunt și tot cu necazul meu. Nu găsesc nicio soluție, ceva ca să mă adăp și cu care să înaintez, să mă adăp din promisiunea Lui. Și apoi, tot ascultând și studiind cuvântul Domnului, dintr-o dată cel puțin 3-4 persoane care le-am citit și le-am ascultat, același lucru, aceeași confirmare biblică. Domnul a spus în vremea de aceasta, chemați-mă, cereți Duhul meu de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Că dacă îl cunoștem pe Tata, totul se dizolvă, cele negative. Să vedeți ce lucruri extraordinare va face Dumnezeu atunci. Un alt lucru pe care Domnul mi-a vorbit și doar am deschis și mă duc și îmi place să studiez și în stânga și în dreapta și îl aud pe Domnul versetul acesta. Căci în veac ține durerea Lui. Zic, oh, Doamne, știi că noi primim în parte, profețim în parte, vedem în parte. Dar Domnul când vrea să spună, îți dă doar un cuvânt. Și de-aia mi-a spus, pe mine foarte mult mă interesează și puternic cuvântul lui Dumnezeu. Zic, Doamne, oh, Psalmul 136, dacă îl citiți pe tot, la fiecare verset adaugă. Spune ceva și apoi zice, căci în veac ține durerea Lui, căci în veac ține durerea Lui. Mă duc în Psalmul 118, mă duce Domnul și mă duc aminte la 2 Cronici, capitolul 20, când dintr-o dată 3 mari armate vin împotriva lui Iosafat și au postit, s-au rugat, au declarat cuvântul Domnului. Dar când a venit izbăvirea, a fost în momentul când ei au cântat această cântare de laudă, că Domnul este bun și în veac ține durerea Lui. Și am stat puțin, că de-aia spun, Domnul îți dă un cuvânt, tu începi să meditezi. Încep să pui în aplicare în viața ta. Zic, Doamne, deci Tu ești bun. De ce e atâta putere în acest cuvânt? Și în veac ține durarea Lui. Și am început să repet. Și în veac ține durarea Lui. Și în veac ține... Doamne, Tu ești așa de bun. Nu scrie Biblia că Dumnezeu este și foc mistuitor, Dumnezeu se și mânie, dar nu repetă acest refren nicăieri. Decât despre Domnul că este bun și în veac ține durarea Lui. Are îndurare și pentru mine și pentru tine, și cel mai păcătos și cel mai nenorocit. Are îndurare, are iubire, este o bunătate însoțită de milă care Domnul ne arată fiecăruia și care vrea să ne dea și nouă, ca noi la rândul nostru să o arătăm mai departe. Și atunci Domnul mi-a dat acest har, în rugăciunea ta, în problema ta, începe să chem numele Domnului, să declari în acele momente că Domnul este bun și în veac ține îndurarea Lui pentru soțul meu, pentru copilul meu, pentru boala mea. Doamne, Tu ești bun și în veac ține îndurarea Ta. Îndurarea Ta n-are margini, ești infinit de bun, plin de milă și de îndurare, Tată. De aceea îndrăznesc să vin cu cauza mea înaintea Ta. Bazându-mă pe cine ești Tu, nu pe cine sunt eu, sfințenia mea, postul meu, rugăciunea mea, banii mei, no! Mă bazez pe Tine, pe îndurarea Ta. Vă spun în ziua parcă zburam. Parcă toate lucrurile au căpătat floare. Era parcă zâmbet, eu simțeam prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă să meditez asupra cuvântului? Apoi mă duc a doua zi, că v-am spus, citești și la rând și pe sărite, iau cuvântul, Doamne, vorbește-mi. Dar nu neapărat să-mi vorbească Domnul. Și am deschis la Ana și am vorbit mult despre Ana, prin de care a sărit un cuvânt de acolo, la cântarea Anei de la 1 Samuel, la capitolul 2, în care spune, Tu cântărești faptele noastre. De câte ori n-am citit versetul ăsta? Mă ales că am citit și am meditat, am avut mesaje din el. Atunci în ziua a sărit. Doamne, ce vrei să spui? Tu cântărești. Wow, și mă duce Domnul.
repede în Vechiul Testament cu Daniel, când mâna a apărut pe perete și a zis numărat, numărat, cântărit, cântărit. Faptele tale au fost găsite ușoare. Și a început cercetarea Duhului. Doamne, oare tot ce am făcut pentru tine, cât cântăresc înaintea ta? Deci se prea poate să facem ceva pentru Domnul, dar cântărește ușor. Tu cântărești faptele noastre. Suntem gata, slavă Domnului, să dăruim bani, slavă Domnului, să postim, să ne rugăm, să ajutăm. E foarte bine. Dar zic, Doamne, ce vrei să-mi spui cu aceasta? Tu cântărești totul. Ce Domnul mi-a spus, eu mă uit la motivația inimii tale cu care ai făcut ceea ce ai făcut. Nimeni nu vede. Cum am mai spus, vine colecta, vine pentru o lucrare, pentru o misiune, pentru un sărac. Fiecare pune, depinde, cum am mai spus, depinde de valoarea care tu crezi că o ai. Dar motivația numai tata o știe, că a fost milă, că a fost bunătate, că a fost dragoste, sau a fost așa de ochii lumii, sau doar așa să treacă pe la mine, pun și acolo un dolar. Faptele noastre toate sunt cântărite înaintea Domnului. Deja a venit acea frică reverențioasă de Dumnezeu, Doamne. Nu ne putem juca cu tine, chiar dacă tu ești atât de bun și în veac ține îndurarea ta. Dacă pot veni la tine oricând, în același timp, tu cântărești vorbele mele. Doamne, cât am păcătuit cu gura. Hai să recunoaștem și să ne pocăim. Câte vorbe ușoare le spunem despre noi și despre alții și în familie mai ales. Domnul cântărește fiecare cuvânt, are viața de valoare, fiecare gând, fiecare atitudine a inimii, motivația inimii mele cu care fac ceva, are greu mânt sau e doar așa, ușor ca un fulg. Haide azi înainte să ne gândim, Doamne, Tu cântărești totul, nimic nu este ascuns, Doamne, n-aș vrea să vii și la mine să scrii, ai fost cântărit și ai fost găsit ușor. Doamne, ajută-ne! Că absolut tot ce facem, cu gândul, vorba sau fapta, să atârne greu înaintea ta. Să fie o mireasmă plăcută, care fumul se duce înaintea ta. Și când tu miroși, atunci te uiți cu bucurie și cu siguranță că vine binecuvântarea. Că ai făcut-o cu bucurie, ca pentru Domnul. Tot ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să fie făcut ca pentru Domnul. Doamne, ce minunat este! Și atâtea și atâtea lucruri frumoase sunt în cuvântul Domnului când meditezi singură sau cu un grup de femei. Nu știu dacă aveți grupuri de rugăciune, de nu numai de rugăciune, și de studiu biblic. Pentru că în momentul când vine ispita, în momentul când vine atacul, în momentul când vine orice încercare, imediat trebuie să scoți sabia. Nimic altceva. Nu e mai să urli, să plângi, să te duci la doctor, să te duci la vecin, te duci la păstor. Nu, primul lucru al fiecărui creștin trebuie să scoată sabia, care-i cuvântul Domnului. Care-i cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Și poate Domnul îți dă astăzi un cuvânt ție care va fi necesar pentru tine mâine sau peste o lună sau peste un an. Scrieți-le. O să vorbim mai mult, că asta e alt subiect. Mâine seară să vedeți lucruri așa de frumoase care ne va ajuta foarte mult. Un alt lucru, cum am zis, frica ne separă de Dumnezeu. E groasnic versetul ăsta, Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși. Nu mai zic mai departe. De ce a pus primul fricoși? Și a zis, Doamne, chiar atât de grav este încât partea lor este în iadul care arde cu foc și pucioasă. Fricoșii! Oare de ce, Doamne? Și atunci a început Domnul să-mi vorbească mai adânc. Frica lucrează împreună cu îndoiala și necredința. Când ție ți-e frică de oameni, ți-e frică de ceva, tu automat mi-ai întors spatele mie că eu nu pot, nu sunt în stare, n-ai o relație cu mine. E atât de gravă înaintea lui Dumnezeu îndoiala și necredința, dar totuși ele sunt diferite, să știți, îndoiala și necredința. Necredința înseamnă nu cred. Eu nu cred în Dumnezeu, nu cred în vindecări, nu crezi. Sunt oameni radical, nu cred. Când te atinge Domnul, crezi și gata, da? Îndoiala e mult mai periculoasă. Ce înseamnă? Crezi în vindecări? Cred, dar eu știu, Domnul știe. Asta e îndoială. Oare a zis Dumnezeu? Oare tu chiar crezi că eu știu? Deci tu crezi, dar ai lăsat îndoiala. Îndoiala aceasta este atât de periculoasă. De ce? Am repetat și repet, Iacov 1:7-8. Când ceri ceva de la Dumnezeu și te îndoiești, nici să nu te aștepți că vei primi ceva.
Trebuie să ne gândim atât de adânc la acest cuvânt. De ce nu primim răspuns la rugăciuni? Ne îndoim. Îndoiala este ofensă la adresa lui Dumnezeu că nu-L credem pe cuvânt. Că suntem în fire, trăim prin simțuri, prin emoții, prin vedere. Și ne-e greu să-L percepem pe Dumnezeu. Ne-e greu să ne încredem total. Mergem, vedem de atâtea ori în Vechiul Testament și în Psalmi cum Dumnezeu s-a mâniat pe poporul evreu. De ce? Pentru că nu s-au încrezut în mine, specifică Dumnezeu. Ce să facem să ne încredem în Dumnezeu? Cum să facem să ajungem să avem credința asta radicală, curată, frumoasă și să vedem atâtea lucruri minunate în viața noastră? Vorbim și despre aceasta. Frica ne separă de Dumnezeu. Frica omoară visele, dorințele. Mi-e frică dacă, am mai spus mai devreme. Frica ne înstrăinează și ne izolează de alții. Nu așa că de multe ori, datorită fricii de respingere, te izolezi? Nu vrea să mai mă duc nici la biserică, nu mai mă duc nici acolo. Când vezi un român, nu știi cum să faci, să întorci spatele, că dacă cumva se ia de mine, dacă mă întreabă ceva, ne e frică. Frica îl elimină pe Dumnezeu din viața noastră. Frica ne fură orice speranță de a mai crede ceva. Frica dovedește lipsa cuvântului revelat în noi. Și acum, de cine ne este frică? Acela ne domină. Cine? Visul? Un câine? Un păianjen? Oamenii? Teroriștii? Bombele? Moartea? Am spus doar câteva. Ne domină. Și atunci, cum am spus, s-a întrerupt relația noastră cu Dumnezeu, sunt rugăciuni seci, închinare seacă, prietenie, părtășie destul de rece. Pentru că frica și-a făcut intrare și ne domină. Noi împuternicim lucrurile de care ne este frică. Tu împuternicești acel câine în momentul când sare la tine, cum era în România, și am scris eu în carte o situație cum 10 câini, m-am luat-o pe un câmp, a venit înspre mine. Nu știam așa mult despre frică, dar în instinctul meu asta am simțit, să nu fug, să nu zic nimic, că dacă fug, am împuternicit câinii și câinii de obicei îi place să fugă după ceva care fuge. Dacă o mașină stagnează, nu latră de aia. Cum pornește mașina? Latră după tine. Mai ales în România, noi doar în România și pe oriunde, când opreai la cineva și aveau câini pe acolo, atât a lătrat după tine, aveai impresia că intră sub roți. Cât e mașina asta pe loc și tu pe acolo, avea treabă cu tine. Deci îl împuternicești pe cel de care ți este frică. Frica are putere numai dacă o credem, dacă îi dăm acces. Dar dacă nu o credem, n-are nicio putere asupra noastră. Cum intră frica în viața noastră? Și asta trebuie să știm. Sunt doar câteva puncte. Frica poate să intre în viața noastră de mici copii prin traume. Ai avut o traumă, un accident și de atunci e frică de moarte, frică de sânge, frică de accidente, frică de nu știu ce. Ai avut bătaie, ai fost bătută de părinți, de bunici, de alții străini, ai fost bătută, molestată, abuzată sau mai știu eu ce. Deci traume care s-au întâmplat în copilărie, fără ca tu să vrei, fără ca să inviți această putere demonică, a intrat în viața ta și mai târziu vezi că te domină, că nu înțelegi de ce, doar ți aduce aminte că atunci ceva s-a întâmplat. Sau acum gândește-te și trebuie să închizi ușa acolo pe unde ai intrat. Cum? Prin pocăință, cerându-i iertare Domnului, Doamne, iartă-mă pentru că nu am știut aceste lucruri. Am permis fricii să intre în viața mea că n-am știut să mă apăr, n-am știut ca să nu mai mă concentrez la acel lucru, n-am știut că trebuie să iert, că trebuie să ierți acele persoane, acele situații care au fost atunci. Un alt lucru, prin păcat mai intră frica. Am păcătuit, vin din lume, vin din păcat, cu voia sau fără voia, și a făcut loc frica. Frica să nu te prindă, frica că, eu știu ce, ai furat, diferite frici care chiar dacă te pocăiești, încă te mai urmărește. Din nou trebuie pocăință, din nou trebuie cerut iertare, din nou trebuie întoarcere radicală. Și nu numai atât, putem noi să ne curățim, putem să ne pocăim, putem să cerem iertare. Dacă nu ne umplem cu cuvântul care e adevărul și viața, vine iară. Duhurile rele ies, dacă nu umple nimica, vin de 7 ori mai rău. Și am văzut situații astea practice. Un alt lucru pentru care, din care cauză vine frica, cum am spus, sunt imaginații. De multe ori, fără neapărat să vezi ceva, îți imaginezi. Oh, dar dacă acum se întâmplă ceva? Dar dacă cade tavanul pe mine? Dar dacă vine acum un cutremur? Dar începem imaginații și automat te prinde cu cât meditezi la ele. Apoi, gânduri negative. Diavolul este un autor atât de puternic în a semăna semințe negative, minciuni. Dacă stăm să ne gândim, și ai fiecare începând cu mine,
să ne gândim la ziua de astăzi, la ziua de mâine, la familia noastră, la biserică, la societate. Hai să fim sinceri, câte gânduri pozitive avem și câte negative. Despre noi chiar, despre familia noastră, despre biserica noastră, cum am spus, despre țara noastră. Nu e așa, cred că 80% gândim negativ? Și nu știu cât dintre ele sunt adevărate. Și nu știu câte dintre ele avem speranță că pot fi îmbunătățite. Deci trebuie lucrat la nivelul minții cu gândurile care ne seamănă, le plantează vrășmașul. După ce a semănat sămânța, automat, cum am spus, începem să trăim, să simțim. Și vine îngrijorarea. Tata, că se întâmplă, dar ce am să mă fac? Automat diavolul te-a prins mai tare, te-a legat mai tare, m-a legat mai tare. Că am început să meditez la gânduri rele, negative. Unele adevărate, unele doar imaginații. Unele care sunt pe drum să se poate întâmpla, dar în loc să le resping, să le mustru și să mă umplu de puterea Domnului, eu cumva le deschid ușa. Tata, că se întâmplă, tata, că cade. Și încep să mă sperii, încep să le chem cu alte cuvinte. Este așa mare taină la puterea gândurilor din viața noastră, cum gândim. Puneți câteva întrebări în momentul acesta. Dacă ai o frică sau mai multe, ce a declanșat frica în viața ta? Ce evenimente? Trebuie să te duci pe fir și spui, Duhule Sfinte, arată-mi. Duhul Sfânt este foarte credincios și vei simți poate ceva, o emoție negativă din trecutul tău, din copilăria ta, dintr-o biserică, dintr-o căsnicie sau ceva. Imediat, poate ai un flash, o viziune, o amintire, vezi ca un videoclip, ceva. Imediat gândește la acel lucru și roagă-te mai departe, Duhule Sfinte, arată-mi pe acolo, a venit. De acolo a venit această stare mea. Un alt lucru, ce s-a întâmplat cu tine atunci? Ce minciuni ai crezut tu atunci? Ce gânduri ai lăsat să te controleze în acele momente? Ce imaginații negative ai avut atunci sau și după aceea? Că în felul acesta te-a prins mai mult și mai mult vrășmașul. Ce consecințe negative a avut acea situație în viața ta și de atunci încoace? Deci toate aceste întrebări, puneți-le personal în toate punctele de vedere. Ce s-a întâmplat cu mine? Acum nu scormonim noi trecutul că suntem copiii lui Dumnezeu. Dar dacă tu astăzi, după 2 ani, 5 ani, 30, 50 de ani, ești creștin și ești creștină bună, și vezi încă că mai sunt lucruri negative în viața ta, un gând negativ, o răutate, o bârfă, o frică, o îngrijorare. Trebuie să vedem care sunt rădăcinile, că cu alte cuvinte, tăia din rădăcină, zice Domnul, acel copac. Usca din rădăcină să fie. Și cu alte cuvinte, să închidem ușa. Doamne, mă pocăiesc. Uite, eu și acum nu pot să uit pe fratele sau pe sora sau ce mi s-a întâmplat atunci. Deci, Domnul Iisus te-a iertat. Dar încă în tine este o rană nevindecată. Și din cauza aceasta are acces vrășmașul și vine cu ceea ce ești tu mai slabă, cu o frică, cu o îngrijorare, îți fură bucuria. Hai să fim sinceri și am spus mereu, începând cu mine, ne lipsește bucuria. Eu asta am văzut și a început Domnul să mă ajute să lucrez la aceasta în viața mea. Bucuria Duhului Sfânt lipsește din viața noastră. Avem Duhul Sfânt, avem lucrări, avem viziuni, avem rugăciuni puternice, da? Avem, dar totuși unde-i bucuria Duhului Sfânt? Bucuria Domnului, tăria noastră, este o armă împotriva vrășmașului. Ne-a furat-o. Trebuie să ne luptăm, să o recâștigăm înapoi. Înțelegeți, dar are undeva o ușă deschisă. Mai e o amărăciune acumulată de ani de zile, că nu mi se împlinește ceva. O rugăciune cu soțul meu sau copilul meu de atâția ani de zile și nu este încă vindecat sau pocăit sau așa mai departe. S-a acumulat amărăciune și ți-a furat toată bucuria. Mergi din rutină, cânți din rutină, te rogi din rutină, suntem seci. Domnul astăzi vrea să aducă viață. Domnul astăzi vrea să ne aducă eliberare. De ce? Domnul vrea să ne dea o viață și o viață din belșug. Când vorbesc belșug, nu mă refer mai material, de bun și ăla, slavit să fie Domnul să avem. E vorba de belșugul acesta, al prezenței lui, al bucuriei, al păcii, pentru că Domnul vine curând. Și cum mergem în cer posaci, așa, amărâte, așa, triste, cu amărăciune? Nu putem merge. Nu, Domnul vrea să pregătească o mireasă îndrăgostită. Și poate sunteți fete tinere, o îndrăgostită, e bucuroasă întotdeauna. Și de-abia așteaptă să se întâlnească cu iubitul ei. Știe că urmează nunta, știe că urmează familia. E o bucurie. Noi de ce nu avem bucurie? Nu e așa din nou același lucru. Am privit prea mult la problemă. Avem prea multe s-a acumulat de 20 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani. Dar nu uita un lucru.
Dumnezeu a zis, nu te-am creat pe tine să porți tu poveri. Am trimis pe Fiul meu să fie El purtătorul de poveri. Hai să învățăm să le dăm Domnului. Și de multe ori l-am dat și l-am luat înapoi, nu-i așa? I-am dat povara, m-am simțit bine 5 minute, s-a auzit și a doua zi l-am luat iară că iar s-a întâmplat ceva. Nu, Domnul vrea să ne învețe. Dă-i lui toată povara. Încrede-te în El. Și multe despre frică v-am spus, dacă vreți luați cartea, o să vă ajute foarte, foarte mult, am dat foarte multe amănunte. Ca să fie eliberat de frică sunt câteva puncte, cum am spus, primul este mărturisirea, recunoști că ai frică, recunoașteți ce fel de frică ai, trebuie să ți le depistezi, da, am frică de oameni sau frică de respingere, frică de moarte, de animale sau de iad sau de veșnicie și așa mai departe, am dat doar câteva. M-am uitat după ce am terminat cartea, m-am uitat pe Google și am găsit, sunt sute de frici, fobii, le numește știința, care ei așa le numesc. Te ia groază numai de că te uiți și citești acolo și e imposibil să nu-ți găsești una sau zece. De aceea, cum să le biruiești? Le recunoști în primul rând. Le aducem la Golgota, cerem iertare, ne pocăim. Apoi cel mai puternic pas este să ceri Domnului un duc de curaj și îndrăsneală și să-i poruncești să iasă afară din viața ta. Sună, dar ce sunt posedată? Nu, 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 nu. E mare diferență. Sau o influență. Dar e un duc de frică. Dacă ție ți-e frică, e clar că ai un duc care te chinuie. E un duc care te mânuie, care te biruiește. Și trebuie să ceri Domnului curaj și îndrăsneală, știind cine ești un Hristos și cine Tatăl tău. Și nu-ți fie teamă că n-are putere asupra ta când tu ești în Hristos și spui duc de frică, de moarte, duc de frică de animale, duc de frică de noapte, de întuneric, de fobii. În numele lui Iisus Hristos îți poruncești, ieși afară din viața mea, eu nu te mai accept. Mai chinui 50 de ani, mai chinui 10 ani. Nu, de acum știu, sângele lui Iisus Hristos are putere. Numele lui Iisus, orice genunchi se pleacă, ieși din viața mea, nu te mai primesc. Trebuie să ai curaj și îndrăsneală că diavolul nu iese dacă nu-i poruncești în autoritatea lui Iisus Hristos din Nazaret, cel mort și înviat. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți este noi. Cel ce este noi, Duhul Dumnezeului cel preînalt, este mai puternic decât cel ce este lume împotriva noastră. Cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât sunt cei care vin împotriva noastră. Adapă-te, încarcă-te cu cuvântul Domnului să ți se ridice nivelul credinței, să nu-ți mai fie teamă. Mâine ai să vezi că s-ar putea să vină din nou. Și ce faci? Oh, Doamne, degeaba m-am rugat, m-am învățat sora să poruncesc nimica. Nu. Continuă, perseverează, că e obraznic. Poate mai ai un păcățel sau ceva acolo care i-a dat drept, care te ține în situația aceea. Sau, prin aceasta Domnul vrea să-ți deprindă mâinile la luptă și degetele la bătălie. Am scris eu în prima carte, cred, despre fata noastră care mai mică, când a venit un duc de frică peste ea. Cred că 3 luni de zile ne-am chinuit. Și când m-am îngrijorat eu mult, Doamne, de ce? Cu ce a greșit copilul ăsta, devenea un duc de frică peste noapte când se cola culcare. Și mă rugam și porunceam și eu și ea și Domnul asta mi-a spus, nu te îngrijora, eu îi formez mâinile pentru luptă și degetele pentru bătălie. N-ai cum să ai o victorie dacă nu te lupți. Trebuie să învățăm lupta, confruntarea. Confruntă-te cu aceste stări, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a oamenilor, ci a duhurilor. Dar trebuie să fii îmbrăcată în Hristos, rămânând ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cunoscându-ți identitatea și autoritatea. Nu zic du-te pe străzi și scoate demonii din alții. Dacă ești chemat de Domnul și pregătit, du-te. E vorba de tine, de situația ta, în casa ta, în familia ta. Și atunci, până când să mă chinuiască pe mine această stare negativă, vreau cu adevărat să fiu liberă. Vreau cu adevărat copiii mei, soțul meu să vadă în mine pace și bucurie și liniște, că nu mă tem de nimic, am un Dumnezeu atotputernic. Înțelegeți? Deci trebuie să niște pași la care noi trebuie să-i punem în aplicare. Nu doar vin la biserică, ascultăm biserici, predici bune, cântări și tot acolo suntem. Trebuie să luăm acțiune. Nu se poate fără a lua acțiune. Să nu mai fim doar ascultători uituci. Acum, mai multe sunt despre, v-am spus, această frică, mai avem puțin și mai vorbim mâine seară. Care a fost cheia care o scrie Domnul în cuvântul Lui? La 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. Acolo spune așa, căci Dumnezeu, hai să citim chiar, 1 Ioan, capitolul, aveți, puteți să puneți pe ecran, dacă puteți, dacă nu. Cum am spus, am meditat și am zis, ce legătură are frica și cu dragostea? Aici este cheia, cheia biruinței. Tot capitolul 4, de la 1 Ioan, vorbește mai mult despre dragostea lui Dumnezeu.
Dacă stați să meditați, de-aia v-am spus, făceți-vă timp măcar o oră pe zi să meditați despre acest verset. Și acolo spune așa, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dragostea pe care o are Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Ne oprim aici. Două lucruri foarte importante. Am cunoscut și am crezut în dragostea care Dumnezeu are față de noi. Ce nu știm noi acest verset, îl știm de mult. L-am citit poate de sute de ori, dar nimeni nu ne-a vorbit. Ca să cunoști pe cineva, trebuie să ai o relație cu el. Ca să te încrezi în cineva, trebuie să ai o relație strânsă cu acea persoană. Mai departe, dacă citim, la versetul 18, să nim puțin, în dragoste nu este frica. Frica desăvârșită, dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșită dragoste. Noi îl iubim că ne iubim mai întâi. Dacă luăm, nu avem timp acum să luăm fiecare cuvânt în parte, dar ideea care este. Meditând la acest subiect, mă duce Domnul în adâncime puțin să-mi spună încă o dată cât de mult Dumnezeu ne iubește. Ce nu știm, toată lumea știe că Dumnezeu ne iubește, nu-i așa? Hai să mergem în adâncime și să spărgem teoria, care o știm, nu teorie. Vreau să fie atât de ambiționată, vreau să fie atât de perseverentă, sora mea, încât spui, Doamne, nu te las până nu-mi descoperi personal, să am experiența mea personală cu dragostea ta. Dumnezeu este dragoste, mai întâi El ne-a iubit. E vorba în dragoste, care dragoste a Lui pentru mine nu este frică. Când noi ajungem la această revelație că Tata din cer mă iubește necondiționat, de unde știu? A dat pe singurul Său Fiu să moară pentru mine. Și dacă a dat pe singurul Său Fiu pentru mine, înseamnă că mă iubește, m-a creat după chipul și asemănarea Lui, să semăn cu El, de aceea mă iubește, de aceea îi pasă de mine, de aceea a văzut că m-am dus în mocirlă și în păcat, îl trimite pe Fiul Său pentru mine, de ce? Că mă iubește, privește la Iisus, de ce? Se roagă pentru mine când m-am împiedicat, de ce? Că mă iubește. Și când sunt conștientă de iubirea Lui, nu mai are loc nicio frică. Cerem revelație, nu vă pot convinge decât Duhul Sfânt, Duh de revelație, să înțelegi puterea dragostei. Biblia e menționată de sute de ori despre această dragoste a lui Dumnezeu, care am auzit de mici copii, dar a rămas aici. Nu este aici, de aceea ne-a invadat frica. Frica are cu ea pedeapsa, dar dragostea desăvârșită isconește frica. Și dacă, ia imaginați-vă pentru două minute, cum ar fi viața fără frică? O viață de cer, cum a avut Adam și Eva. Ce a venit la Adam și Eva după ce a păcătuit? Primul păcat care a venit, frica. Mi-a fost frica și ne-am ascuns. Păcatul aduce frica, aduce moartea, dar în momentul când eu sunt conștientă de iubirea Dumnezeu și Domnul mă duce și mă aduce aminte, câțiva ani în urmă, Domnul mi-a spus, eram în rugăciune, și Domnul spune, fiica mea, vreau să înțelegi un lucru, vestește, și acum de curând m-am uitat în caietul meu, mi-a zis Domnul același lucru, mai mult decât orice vestește despre dragostea mea. În prima carte, care am poza aceea la Ierusalim pe piatra care a plâns Domnul Iisus, când am fost răpită și dusă 2000 de ani în urmă, și când m-am întâlnit cu Domnul Iisus, acest lucru mi-a spus Domnul. Fica mea, du-te, spune poporul meu, ce mult îl iubesc. Și atunci Domnul mi-a zis, am mulți slujitori care mă slujesc. Am puțini prieteni cu care îmi destănui inima și tainele și secretele mele. Dar am foarte puțini îndrăgostiți copiii fii ai mei care mă cheamă tăticule. Doamne, ce vrei să-mi spui? Și atunci Domnul spune, fiica mea, vreau de acum tu să-mi spui, tăticule. Vreau să fac o diferență în viața ta și în relația mea cu tine. În momentul acela mi-a fost foarte greu. De ce? În mintea mea, în imaginația mea, cum eu am crescut și fiecare dintre noi, am avut impresia unui Dumnezeu mare, sfânt, măreț, foc mistuitor, dar e departe, eu nu pot să am conexie cu El.
Hai să fim sinceri de fiecare dintre noi. Ne-e greu să ne apropiem de Dumnezeu. Și acum eu, păcătoasă, să pot atât de mult să îndrăznesc să intru în Sfânta Sfintelor, în prezența Lui să-i spun: tăticule, Doamne, nu merit, sunt prea păcătoasă, sunt prea slabă, Doamne, Tu ești prea sfânt, no! Și Domnul mă duce atunci la cuvântul Lui, căci cuvântul are viață și putere în el. Roman 8:15. Domnul nu ne-a dat, ne-a dat un duc de înfiere, nu ne-a ca să mai avem frică, imediat doar să citim ca să nu greșim, să vedeți ce frumusețe. Când am văzut, zic: Doamne, Doamne, aici este taina. Și voi n-ați primit un duc de robie. Domnul, suntem rob, netremniști, dar ne-a făcut fii și fiice. Ca să mai aveți frică. De ce avem frică? Suntem robi. Și tradiției, și religiei, și formelor, nu numai păcatelor, dar care nu este nimic roadă, nu este nimic viață, nu e nimic dragoste, nu e nimic putere acolo. Nu v-am dat un duc de robie ca să vă mai fie frică. Și ce ne-a dat Domnul? V-am dat un duc de înfiere care ne face să strigăm. Ava, adică tată, în original e Abba, care înseamnă tăticule. În momentul când Domnul mi-a dat confirmarea să strig tăticule, și acolo mai departe spune: suntem copii și moștenitori. Pentru prima dată în viața mea, după asta s-a întâmplat acum câțiva ani de zile, 40 și ceva de ani de mers la biserică și ascultăm mii și mii de predici, sute de predici și mii, nu am primit revelația decât personal atunci să înțeleg dragostea de tată, chiar dacă e foc mistuitor. Și atunci am înțeles de ce nu putem să avem o viață de rugăciune și de relație cu Dumnezeu, că nu-L cunoaștem ca și tată. În cartea prima, a doua, aia carte care n-ați luat-o, am biruitor în încercare, am dat numele Lui Dumnezeu. Dar la urmă am dat și acest nume, care numai Hristos ni l-a revelat. Am venit, Tată, să le vorbesc despre numele Tău. Ne spune la Ioan 17, care nume? Tu ești Tatăl lor. Hristos ne-a arătat modelul de părtășie, intimitate în fiecare seară cu Tata. Tot timpul ce nu fac decât ce îl văd pe Tata făcând. Domnul Iisus a rupt acea barieră să nu mai stăm la distanță, să ne fie frică de Dumnezeu, ci să ne aruncăm în brațul Lui, că e tăticul meu care mă iubește, care e bogat, care e puternic, care îi pasă de mine, care nu uit niciodată ce preț a dat pentru mine. De ce? Ai valoare. Am mai spus de data trecută și aici: ce valoare ai, sora mea? Știi ce valoare ai? Poate zici: zero. Am valoarea unei case, unei mașini, depinde cu ce te îmbraci, ce porți. Nu, ai valoarea Fiului Dumnezeu. Hai să zicem, da, poate ne-a trecut vremea noi și nu purtăm inele, dar se dă acum inele de căsătorie. Gândește-te, imaginează-ți pentru puțină vreme că logodnicul tău îți dă un inel de aur care costă poate 2.000-5.000 de dolari. Sunt, or fi, nu știu, hai să facem o mică comparație. Cât de mult te bucuri? De ce? Două lucruri. E scump și e de la iubitul tău. Și de dragul lui te duci și spăl vasele cu el, că nu vrei să-l mai scoți nimănă. Și în timp ce spăl vasele, inelul a căzut și s-a dus acolo un sing, s-a dus mai departe. Ce faci? Ah, dar încolo s-a pierdut. Chem toți plumberii, te duci și cauți toate șurubul, toate piesele, toate șurubelințele ca să găsești. De ce? Acel inel, de ce? Avea valoare, are preț și e dat de iubitul tău care te iubește și tu-l iubești. Când tu șchiopătezi, când tu cazi în păcat, când tu întorci spatele și cazi în împietrire, ai căzut în chiuvet acolo, tata nu te lasă, ducă-se, a dat un preț pentru tine, ești mult mai scumpă decât un inel de 5.000 și 100.000 de euro. Ești fiica lui prea iubită. Nu o să te lase nici copilul tău, nici bărbatul tău, nici sora ta, nici vecina ta. Nu te lasă, că te-a dat un preț prea mare. Și Hristos stă tot timpul și zice: tată, ajută-o și anul acesta, mai lasă și anul acesta. Se luptă continuu să ne salveze pe toți, că ne iubește. O, de-am înțelege dragostea Domnului. O, de-am înțelege, dar nu uita un lucru. Să n-ai impresia că acum, dacă e tăticul meu, fac ce vreau, că el mă iartă, că mă iubește, vine după mine. No. Vă spun din propria mea experiență, ești mult mai aproape de El și atunci de-abia înțelegi reverența. Reverența înseamnă onoare, respect. Reverența înseamnă acea
Ești conștientă de majestatea atotputerniciei celui preanalt, celui preasfânt, celui atotputernic? Doamne, ești tăticul meu, dar eu nu uit nicio secundă cine ești tu. Nu uit nicio clipă că tu pedepsești pe cine iubești, că nu suntem fii din curvie, ci suntem fiii lui, ne disciplinează, ne corectează și acceptă orice prelucrare. Din contră, nu vreau să-l fac de râs. Din contră, vreau neîncetat să am o conexie, o relație cu el, că de-abia mi s-a revelat ce mult îi pasă lui de mine, ce mult mă iubește. Și eu până acum am zis că Dumnezeu nu mă iartă, până acum am stat sub condamnare, până acum am gândit numai ce zic alții și m-am ascuns, am vrut să mă sinucid, că Dumnezeu nu mă iubește, nu m-am șanse și m-am dus. Până vine revelația adevărului, adevărului unic, că Dumnezeu ne iubește așa de mult. Și atunci de-abia se aprinde noi flacărea iubirii pentru El. Abia atunci, cu adevărat, te proșterni la picioarele Lui și spui: ai milă de mine, păcătoasă? Cum am căpătat eu hară înaintea Ta? Să devii Tu tăticul meu, eu care am fost fai de capul meu. Atâta greșeli și atâtea păcate am făcut, Iisuse. Cât de mult trebuie să Te iubesc? Cât de mult trebuie să Te onorez, Iisuse, Tată? Așa de mult Tata se uită atunci la noi. De ce? Firea și mândria nu mai are loc în viața ta. Tu știi cine ai fost. Dar tu știi ce mult, Dumnezeu. Nu contează că ai avut un păcățel sau milioane. Ce har ni s-a dat. De aceea îi dau respect și onoare. De aceea totdeauna este pe primul plan în viața mea. De aceea nu vreau să-L supăr niciodată. De aceea sunt atât de atent în orice lucru, gândire, în vorbire, în absolut tot. Și atunci știu un lucru, nu mai mi-e teamă de nimic. De ce? Domnul este cu mine. Avem atâtea versete. Vom mai vorbi mâine seară despre acest lucru, multe alte taine, dar vreau să încheiem cu câteva versete și apoi să mai cântăm și să ne rugăm cu privire la acest subiect și să ne, într-adevăr, să ne pocăim, să cerem iertare Domnului și să începem să medităm asupra cuvântului Dumnezeu la fiecare versete despre anumite teme. Mulți spun și predică lucrul acesta că sunt 365 de zile, sunt 365 de versete, cum spune anumite teme. Nu e. Nu sunt, am căutat pe internet. Acum pe Google poți să bați, am pus anumite teme, n-au apărut decât 69 de versete. Dar mai sunt și alte, frică vreo 100 și ceva, dar oricum, asta nu vreau să spun ceva negativ, dar Dumnezeu ne încurajează ca să nu ne temem. Sunt foarte multe versete, vreau să puneți doar câteva care vă spun. Deuteronom 3:2. Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeu vostru va lupta El însuși pentru voi. Să luați fiecare verset, eu am scris multe în carte, vă rog să o luați și vă va ajuta foarte mult să iei fiecare cuvânt în parte. Apoi, la Deuteronom 28:58, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeu tău. Deci trebuie să te temi de Dumnezeu. Nu am spus prea mult, am scris în carte lucrul acesta. Mergem mai departe. Aici sunt mai multe versete, la Isaia 41, chiar și pe spatele cărții am pus acest verset, Isaia 41:10. În fiecare zi aproape îl citesc. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Ne oprim puțin. Cine zice eu sunt cu tine? Cine e acest eu sunt? Are 365 de nume Dumnezeu, dar cel mai puternic nume este tăticul meu. Noi suntem mame, nu comparăm cu tați, dar avem aceleași calități de protecție, de dragoste pentru copiii noștri. Gândește că tu ai absolut totul pentru copiii tăi. Gândește câtă dragoste, indiferent dacă cumva cineva sare pe copilul tău să-l bată, cât de mult ar fi supărat, ești gata să-l sfârși, să salvezi copilul. Și Domnul spune aici, ție și mie, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, ce-mi place cum repete cuvântul ăsta tot, eu te întăresc, dar tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ce face înseamnă cuvântul sprijinesc? E ca și cum o floare, știi, sau un copac începe să crească strâm și îl pui o sprijineală ca să-l ridici înapoi, să-l întărești din nou.
tot eu te ajut, tot eu te sprijinesc, tot eu sunt cu tine, tot eu cine? Tatăl tău din ceruri, sfințească-se numele Lui. Înțelegeți cât de important e să înțelegem cine este El, relația noastră cu El, și atunci nu ne teme de absolut nimic. Căci la 41:13, din nou, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, că eu îți vin în ajutor. Imaginează, și m-am gândit de mult, și când eram în mașină, te apucă Domnul de mâna dreaptă, conduceam și puneam mâna așa pe scaun, Doamne, Tu ești aici, ține-mă de mână, mergem împreună, Doamne, dar după aia zic, nu, trebuie să fiu eu la volan, Tu trebuie să fii la volan, așa lumea spirituală, Tu conduci, nu eu, Doamne. Dar Domnul zice că ne apucă de mâna dreaptă și ne călăuzește cu sfatul Lui. Imaginează că de azi înainte când mergi pe stradă, mergi acasă, cineva te ține de mână, este Tatăl tău. El îți vine în ajutor, El te păzește, El te ocrotește, atunci nu te mai temi de nimica. Isaia 54:4, nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine. Nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, de păcatele tale, trecutul tău și așa mai departe. La Ieremia 1:8, nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine să te scap, zice Domnul. Avem atâtea versete în Biblie în care Domnul a spus, nu te teme că eu sunt cu tine. Cine le crede? Când medităm zi și noapte asupra cuvântului și începem să dezvoltăm această relație de dragoste cu Dumnezeu ca și Tată, toată perspectiva minții noastre se demolează cele vechi. Și de-abia intrăm într-o nouă dimensiune de relație de dragoste cu Dumnezeu. Vă spun, am început să intru în odihnă. Și astă vară, 2 luni, am simțit în fiecare zi să vorbesc și m-am dus din loc în loc, din oraș în oraș, din sat în sat, din țară în țară, am fost în 4 țări. Slăvit să fie Domnul, dar eram într-o odihnă și fizică și spirituală. Nimic nu mă deranja, nimic nu mă îngrijora. Chiar și când era 2 noapte, am ajuns după, mergând în Deva, Hațe și așa mai departe și primind telefon la băiatul nostru că a avut accident cu mașina, n-a fost ușor. Tu ești în lucrare și diavolul atacă. Nu este ușor. Am văzut, am zis... Și a doua zi trebuia să mă scot dimineața și aveam 2 programe, aveam 2 sesiuni să vorbesc și apoi trebuia să plec mai departe, încă 5 ore să merg cu mașina. Am zis, Tată, Tu ești Tatăl nostru, Tu ești Tatălui, Tu rezolva. Vreau să mă odihnesc în Tine și scând o cântare de laudă. Nu vreau ca cel rău să mă pună jos și să mă oprească, că dacă te întristează, nu mai poți să vorbești, nu-ți mai țade nimic. Doamne, eu mă încred în Tine și sunt ajutat. Și am văzut biruințele Domnului în momentul când te încrezi în El, mai vine. Am mai trecut pe mai iar, alt accident. N-a fost ușor. Am intrat acasă, alt accident. Parcă diavolul cu orice preț a avut așa, vreo 4 accidente a avut băieții. Dar slăvit să fie Domnul. Nu mi-a fost deloc ușor, sunt damage, sunt cheltuieli, sunt bani de plătit. Slăvit să fie Domnul că sunt ei ok, unul mai are ceva probleme. Dar am zis, Tată, aleg să mă încred în Tine. Asta semn că lucrarea Ta este puternică și diavolul vrea să-mi fure bucuria. Dar nu, aleg să mă încred în Tine că știu că ești Tatăl meu. Știu că ne iubești. Știu, Doamne, cine ești Tu. Dacă eu ca om, ca și mamă, îmi ierd copilul și sunt în stare să fac tot pentru viața lui, cu atât mai mult Tu, care ești Tatăl nostru cel ceresc, plin de iubire și de dragoste, care ai toată puterea și ochii Tăi sunt îndreptați asupra noastră și la Zefania 3:7 zice, sunt ca un viteaz în mijlocul vostru care poate să ajute și nu mai pot de dragoste, de bucurie pentru voi. Doamne, avem nevoie, surorile mele, să studiem ceva nou din biserică, din Biblie, despre dragostea lui Dumnezeu. Mâine vă spun și ce cuvânt profetic mi-a Domnul, l-am scris pe caiet, ce puternică e această dragoste. Vă spun, după 10 ani de misiune, în dreptul meu și în partea mea a fost intimitate cu Domnul și dragostea a fost cea care mi-a schimbat viața. Simt o altă dimensiune. Ceva nou, dar mult mai puternic, care mă atrage ca o forță irezistibilă, care nu mai pot decât vreau mai mult din Dumnezeu și să-L iubesc mai mult. Este ceva care mă atrage, e ca un magnet care aduce viață, aduce bucurie, aduce speranță, nu mai mi-e teamă de nimic. Cu cât întunericul vine și necazuri vin cu grămada, cu atât încep să văd dincolo, cu atât văd puterea lui Dumnezeu. Am zis, Iisuse, acesta este supranaturalul care devine natural. Acum Dumnezeu începe să lucreze cu semne și minuni. Acum începe Domnul cu adevărat să-și arate slava Lui, că până când va lăsa Dumnezeu pe dușman să-și bate joc de noi. No, așteptați-vă la lucruri mari, dar are nevoie Dumnezeu de mine și de tine să ne poziționăm pe această undă a dragostei, să credem dragostea, să primim dragostea, să-i dăruim înapoi dragostea. Toată viața se schimbă, gândurile se schimbă, vorbirea se schimbă, totul se schimbă și un alt secret este viața de credință nu mai deloc grea. Nu mai e grea, că nu mai faci tu.
o face El prin tine, doar m-am predat, m-am supus, m-am smerit, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sunt atât de conștientă că fără El, despărțiți de El, nu putem face nimic. Atâția ani de zile am cocoloșit firea, am încercat să o fac mai bună, mai sfântă, am dat, am postit, m-am rugat, a fost bine, dar a fost motivații multe greșite. Am ajuns la acea revelație a dragostei Lui, al supunerii, al predării totale, să-L iubesc că mă iubește necondiționat. Și atunci viața atât de ușoară. El iubește prin mine, El iartă prin mine. Când e vorba de dărnicie, imediat, El, Tatăl meu, care cerul și pământul, aurul și argintul, este al Lui. Atât de ușoară și de frumoasă e viața de adevărat creștin. Când ajungem să-L cunoaștem pe Tată, să-L cunoaștem pe Dumnezeu nostru, ca tăticul nostru. Când vorbim despre un subiect, nu le anulăm pe celelalte. Dar aceasta este o cheie a vremurilor de pe urmă, mireasă, întrecostită. Asta caută și asta mi-a zis Domnul, să vorbesc despre dragostea Lui. Și șase noapte nu dormeam, mi-a dat Domnul revelații despre această dragoste. Veniți mâine seară și vom vorbi. Haideți să mai cântăm, să ne ridicăm în picioare, să ne și rugăm în același timp cu ceea ce Domnul ne-a vorbit. Vrem cu adevărat o schimbare radicală. Cine vrea? Eu una vreau o schimbare radicală. Vreau să-L cunosc pe Domnul mai mult în dragostea Lui. Imaginați-vă, El e un ocean și de-abia ne-a dat o picătură. Are suficient să ne dea la toți, să ne scăldăm în acest ocean al dragostei Lui, căci dragostea acopere totul, dragostea biruiește totul, dragostea iartă, dragostea face totul. 1 Corinteni 13, hai să trăim cuvântul, că e cea mai frumoasă viață aici în iad, în întuneric, în furtună, e cea mai frumoasă viață în dragostea Lui Dumnezeu, cum va fi în cerul. Aleluia, slavă ție, Doamne. Să ne rugăm fiecare cu ceea ce ne-a vorbit Domnul în seara aceasta, poate ți-a vorbit într-o direcție sau alta, cu ceea ce a rămas în inima ta, cere-i Domnului, laudă-L pe Domnul, perseverează și zic, Doamne, mai mult decât orice, ca să pot scăpa de toate fricile acestea, ajută-mă să am revelația dragostei tale, căci în dragoste nu este frica. Frica are cu ea pedeapsa. Domnul vrea să fim liberi, să-L iubim, să-L onorăm, să lucrăm pentru El, să fie unitate între noi. Doamne, ce viață frumoasă ne dăruiește Domnul! Dar noi o șturpim, noi o tăiem, noi o facem grea, când El ne dă așa o frumusețe, ne promite puterea Duhului Sfânt, ne promite lumina, ne promite adevărul, avem îngeri la dispoziție, avem sângele Domnului în momente grele, avem numele Domnului, totul avem la dispoziție. De ce trăim atât de săraci spirituali? Doar teorie? No more! Am zis, Doamne, nu mai vrem teorie, spargem teoria, nu te lăsăm plânu. Fii în viața noastră, în plinătatea dragostei tale. Tată, te lăudăm și îți mulțumim pentru aceste momente. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet din locul acesta cu puterea dragostei, prezenței tale. Vrem cu adevărat, Doamne, să ieșim din cele vechi, să intrăm în cele noi. Lucruri tainice, că mi-ai dat acest verset, cheamă-mă, chemați-mă și îți voi răspunde, îți voi arăta lucruri tainice, adânci, care nu le cunoști, care sunt ascunse la întemeierea lumii și lăsate pentru vremea de pe urmă, special pentru noi că suntem ca o rămășiță, care Domnul vrea să ne împuternicească, să strălucească prin noi, prin puterea dragostei. Ajută-ne, Doamne, revelează-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt în noaptea aceasta, fiecare din noi să avem această revelație a dragostei Tale, sparge piatra din noi, sparge coaja, Doamne, a formei, sparge tot ce vechi, vrem viață, vrem iubirea Ta, vrem cu adevărat plinătatea Ta, Doamne, ne dor de Tine, Doamne, ne sete de Tine, vrem cu adevărat înfometați, însetați după Tine, o trezire radicală, toți românii de aici, de pretutindeni, prin iubirea Ta, nu o să mai fie divizări de biserici, nu o să mai fie certuri, nu o să mai fie probleme, o să fie unitate în Duhul în Tine. Doamne, așteptăm aceste vremuri și îți mulțumim că încep cu noi femeile, Tată. Te iubim, Te adorăm, Te slăvim și numele Tău să fie înălțat, binecuvântat și onorat, Doamne. Aleluia, 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 amin.